principala nemulțumire este salarizarea. Aici toți salariații, indiferent că sunt pricepuți sau mai puțin pricepuți, angajați de o zi sau de 15 ani, au același salariu. Condițiile de muncă sunt precare. Aici se cromează cu crom 6. Crom 6 este interzis în toată Europa. Italienii au venit aici să facă cromare cu această tehnologie, întrucât este mai ieftină. Tehnologia de cromare cu crom 3 este mai scumpă și necesită mai multă investiție și, normal, mai multe cheltuieli. Nu există înțelegere, nu există argumente care să fie luate în serios și să fie pertinente și cel de lângă tine, de la masa dialogului, de pe poziția patronatului, să ți le înțeleagă. Nu, acolo primează profitul, să nu cumva să ne scadă rata profitului, contează în primul rând să aibă dânsi și bani și să-și dezvolte afacerea, mai puțin salariații care reprezintă o marfă, pe care dânsi spun că o pot cumpăra din piață mai ieftin, adică cu 1900 de lei. Și de ce ne obligați voi să dăm mai mult de 1900 de lei când eu respect legea și cumpăr marfa cu 1900 de lei? Deci, cam asta este poziția lucrătorului român în fața patronatului, de orice culoare ar fi. Nu există nicio departajare, nu există o traiectorie profesională. Aici, că ești calificat, că ești necalificat, toată lumea primește la fel. Ceea ce este anormal. Le-am cerut o minimă de partajare între muncitorul calificat și muncitorul necalificat. Spune că suntem comuniști, că numai ea gândesc așa, că ei sunt capitaliști numărul 1 în Europa. Și noi suntem numărul 1 la sub nivelul mării în Europa, din nefericire. S-au făcut analize la o parte din muncitori, noi am susținut întotdeauna să fac analize la toți muncitorii, nu s-au făcut. O parte din muncitori i-au găsit infestați cu mercur în sânge. S-au făcut, conform analizelor, depășiri de zeci de ori. Au fost trimiși la o clinică în București pentru a se curăța organismul de mercur. Noi știm foarte clar că nu există așa ceva, dar mă rog, au fost trimiși acolo, au fost ținuți o săptămână, s-au făcut ceva tratament pentru scoaterea mercurului din organism. Au revenit, s-au făcut alte analize. Suntem curioși să vedem cum sunt noile analize. Dar cert este faptul că oamenii sunt infestați nu numai cu mercur, cum am spus, și cu crom. Au perforări ale septului nazal. Din documentele cu care au ieșit din spital, medicii specialiști de la clinica de unde au fost au dat verdictul că sunt boli profesionale. Acești patroni, nu știu cum să le spun, că nu pot să le spun patroni, sunt stăpâni de sclavi, se vaite că nu au angajați, că nu au muncitori. Aici vin muncitorii, cei care sunt mai, vă spun sincer, mai conștienți, stau o săptămână și pleacă. Restul care n-au încotro, stau pe banii ăștia de mizerie, se îmbolnăvesc cu boli cronice și pe viață. Peste 50% din petițiile înregistrate de CNCD se referă la cazuri de discriminare la locul de muncă. România înregistrează cele mai tensionate relații de muncă din Uniunea Europeană.